Sâmbătă 16 aprilie, în cadrul etapei a 25-a, HCM Roman a întâlnit pe terenul de acasă, pe Rapid București. Noi ne așteptam să fie un meci greu, un meci dificil. Sunt numai jucătoare de talie mică și vin mult la depășire, dar fetele s-au organizat foarte bine în apărare și chiar au închis toate culoarele. Da, Dunărea Brăila a bătut la Corona Brașov, un rezultat care nu vă convine. Așa este, nu ne convine, dar noi oricum mergem cu gândul la victorie, la Brăila, chiar dacă pierdeau azi, chiar dacă au câștigat, noi vrem victoria. Deși HCM Roman a scos un scor de 31-15, nu a putut urca pe locul al patrulea. Confruntarea finală se va da la Brăila cu Dunărea Brăila. Ne bucură că am reușit să obținem o victorie categorică, de o manieră categorică. Am dominat și această partidă de la început până la sfârșit. Practic putem spune că este ultimul meci pe teren propriu din această ediție de campionat. Ne bucurăm că am reușit să ne bucurăm publicul spectator. Mulțumim pe această cale, ne-au încurajat pe toată perioada întregului campionat. La fel s-au prezentat și astăzi într-un număr foarte mare. Felicitări jucătoarilor, felicitări conducerii tehnice pentru că s-au mobilizat de asemenea natură încât să obținem și această victorie. E important că am ieșit fără accidentări din această partidă și vom merge la Brăila pentru a scrie din nou o pagină de istorie pe pagina HCM Roman, acolo unde ne dorim foarte mult să obținem o victorie care să ne aducă locul 4 la finalul de campionat. Aprilie ne vom deplasa la Galați, sunt convins că vom obține o calificare în sferturile de finală ale Cupei României și mai departe, în funcție de ceea ce ne rezervă sorții, să încercăm să ajungem în Final Four-ul Cupei României. Noi ne-am propus pentru acest joc să evoluăm cât mai bine, având în vedere că era ultimul joc pe teren propriu în fața propriilor suporteri care pe întreg campionatul ne-a susținut în mod necondiționat. Le mulțumim din suflet și ne bucurăm că am putut să le oferim o victorie atât de clară și, bineînțeles, evoluția fetelor cred eu că ne ajută foarte mult în vederea abordării ultimului joc de la Brăila, un joc extrem de dificil, însă faptul că HCM Roman în acest retur de campionat a făcut jocuri extraordinar de bune, am reușit să ne mobilizăm la Craiova într-un moment extrem de greu și am câștigat de o manieră clară, de asemenea cu Ploieștiu acasă tot o victorie clar, au urmat două jocuri cu cele mai valoroase echipe ale campionatului, CSM București și Baia Mare și cum bine ați văzut, am fost la câteva secunde de a obține o surpriză mare și cel mai important lucru este că suntem acolo, în partea de sus a clasamentului și încheiem un nou sezon între echipele de top din România. Sperăm să avem și după acest meci la fel șansă și noroc și cu ajutorul lui Dumnezeu, de ce nu, și în acest an să jucăm Final Four-ul Cupei României. Cum bine știți, acum 2 ani de zile am jucat și finala Cupei României și Supercupa României și ne dorim din tot sufletul să menținem același joc în primul rând și aceeași unitate și familie, așa cum s-a construit la Roman.